Salutare, dragilor! Aici avem un prun și la fel ca la clipul precedent cu lăstarii de la păr, în luna mai facem aceeași operațiune și la păr. După cum vedem, în luna mai încep să apară primul rând de lăstari. O să mai apară în luna iunie încă un rând de lăstari, așa că dacă nu faceți această operațiune acum, puteți să mai interveniți și în luna iunie. După cum vedem, aici lăstarii ăștia deja sunt mari, 50-60 de centimetri. Ar trebui să urmărim pomul, ca atunci când apar, dacă sunt de 55 centimetri, să îi rupem, pentru că acești lăstari nu vor face decât să consume seva pomului, iar în fructe nu vom mai ajunge suficientă sevă ca să obținem o producție bună. Atunci, decât să așteptăm până la toamnă ca acești lăstari să se facă mari, să venim să îi tăiem cu foarfeca și până atunci ei să consume din resursele pomului, îi rupem de acum pentru că ei se rup foarte ușor. În primul rând, lăstarii ăștia care sunt verticali, ăștia sunt lacom, lăstari lacom, și ăștia vor fi primii care vor primi seva. Ăștia care merg vertical. Așa că ăștia îi eliminăm primii. Uitați cât de ușor putem să eliminăm, nu avem nevoie să îi rupem cu foarfeca. Ăștia de aici de la bază nu ne sunt de folos, pentru că noi deja avem create șarpantele. Ăsta nu vine decât să dubleze, așa că nu avem nevoie de el să ne consume seva. Pe partea aceasta, după cum se vede, aici avem doi lăstari. Aici am avut un cățel care ne-a rupt o parte din șarpanta asta. În acest lăstar noi putem să creăm, așa că eliminăm doar unul, iar ăsta ne va fi util să dezvoltăm încă o șarpantă în această parte. Ăsta este vertical, îl eliminăm. Mai avem pe aici pe interior încă vreo doi care nu avem nevoie de ei. Aici, pe această ramură, s-a făcut o tăiere și încercăm să creăm o subșarpantă în partea aceasta, așa că va rămâne, avem un lăstar aici, ăsta îl eliminăm. Hai pe partea asta. Pe partea asta mai avem, am dat aici de un lăstar lacom, după cum vedem, el este pe verticală, tot ce merge pe verticală sau în interior, după regulile tăierii, îi eliminăm. Ăsta va crește, uitați, vine peste acest lucru, așa că nu avem nevoie de el, îl rupem de aici. Ce mai avem? Mai avem aici încă un lăstar care crește spre interior, nu avem nevoie de el, îl rupem și pe acesta. Mai avem aici încă un lăstar care tot crește iar spre centrul pomului, nu avem nevoie nici de acesta. Deci tot ce crește spre interior sau vertical, eliminăm. Pentru că nu vrem să aglomerăm pomul. Prunul nostru nu are chiar așa de mulți lăstari. Dar este bine să ăia care au apărut să eliminăm, pentru că la toamnă oricum îi eliminăm, îi tăiam cu foarfeca. Așa o să lăsăm pomul să direcționeze toată seva către fructe și vom obține o producție bună. După cum se vede, el are destul de multe prune și sperăm că va avea și la anul tot la fel. Eu am mai găsit aici încă un lăstar pe care l-am eliminat și cam asta este cu prunul momentan. Va trebui să-l stropim și pe ăsta, să facem o stropire. Văd că nu este afectat încă de afide precum părul, dar este bine să fim precauți.